Și în acest an, ca de fiecare dată, copiii de la Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate din Câmpul Lung s-au bucurat de darurile primite de la oamenii cu suflet din Câmpul Lung, printre care reprezentanții ai CBRN, ai instituțiilor de învățământ din Câmpul Lung și ai oamenilor de afaceri. În semn de mulțumire, gazdele au pregătit un spectacol din care nu au lipsit colindele și obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă. Deschide poarta, om bun, că am venit să-ți colindăm inima, să-ți bucurăm. Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Aho, aho, copii și frați, de scoale de capac, stați puțin și nu mânați și cuvântul mi-ascultați, mâna! Am venit de la Dumnezeu până aici la Câmpul Lung, ca la zi de sărbătoare să urăm la fiecare. Am frumos cu sănătate, masa plină de bucate. Mâna azi, măi! Bună ziua, gospodar, gospodar și gospodine, și voi, domnișoare fine! Și locuia pe mari, salutați la gospodar, la fete și băiețani, să trăiți și la mulți ani! Printre musafirii care au trecut pragul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate s-a aflat și mult așteptatul Moș Crăciun.